Să rămână și bine ați venit în Comuna Secuieni. Ne aflăm la stația de epurare de pe proiectul mare pe măsura 3.2.2 cu fonduri europene. Stație care este funcțională. Au fost cei de la Danex, deci cei care ne-au instalat ieri și astăzi și au pus stația pe automat. Deci totul este numai de supraveghere. La momentul ăsta, deci noi nu mai supraveghem. În rest, stația merge la capacitate în jur de 35-40%. Este vorba de un proiect european. Absolut, care a început în 2013-2014. Bine, greu a fost implementarea. L-am făcut, este funcțional. Valoare de 2,5 milioane de euro. Așa. Care a cuprins patru obiective. Deci apă, canalizare pe secuie într-un zon 5,8 km, after school-ul lângă primărie, două tronsoane de drum pe DC85, DC88, în total de 4 km. Cam asta a fost și biserica, care este monument istoric, este intrat în circuitul național, are 254 de ani. A fost și la biserică făcut ceva, coroborat cu cea de la culturalul și socialul, deci cu after school-ul. Care e cota de cofinanțare depusă de comun? Nu, cota a fost puțină la fondurile europene, doar ce a fost avizi, SF-uri, studii, proiectare și toate avizii care au fost suficiente, nu de neglijat, în jur de 8 miliarde, deci în banii vechi. Domnule primar, au fost în faza de început a acestor proiecte europene, au fost chiar primele proiecte implementate în această localitate? Da, printre primele, da. N-aș vrea să eclipsez administratorii anteriori, deci care au fost înaintea mea, dar în sfârșit. E greu de implementat, dar dacă vrei și așa, poți să faci ceva. Așa. Spuneți-mi câte locuințe aveți acum racordate pe sistem. Avem unitățile, deci instituțiile cu personalitate juridică, inclusiv 57 de persoane fizice. Asta a fost etapa 1. Etapa a doua, pentru perioada următoare a anului, deci care ne aflăm, avem în jur de 153 de cereri deja înregistrate la primărie pentru extinderea. Deci pentru brașamente la apă și canalizare, în sensul că... Ea este stație independentă sau ține ca și la celelalte localități de anumite captări de apă? Nu, noi avem manuale noastre. Deci ține apa, deci captarea, gospodărirea, stația de gospodărire apă și și stația de epurare sunt ale noastre în interiorul comunei. Noi deservim pe stația de epurare, a trebuit pe master plan la nivel de județ să preluăm moldovenii, Comuna Moldoveni și satul Ocenci. Deci dumneavoastră furnizați și pentru Comuna Și pentru ei, da. Canalizarea, apa o e trasă deja. Deci asta este primul tronson este captarea și bazinul de colectare primar. Bazinul primar, care chiar ne apropiem de el, să-l și vedem. De aici acest melc antrenează tot ce înseamnă partea grosieră, o aduce, o antrenează și o dă undeva într-un loc separat. La nivel de plutire, pompele de jos preiau la nivel și dau un primul modul de colectare și prima centrifugare a deșeurilor, practic a apei uzate, apele de la canalizare. Merg în modulul de 66 de metri cubi, unde are loc procesarea efectivă a apei și o să mergem să vedem exact cum este apa. Este mai curată decât cea care este în părâul serbilor. Deci stația mea funcționează foarte bine. De unde de unde vine apa? Din pânza freatică? Sunt pompe? Apa. Apa care e aici? Apa la stația de epurare este toată apa ce vine menajeră tot din cei acordați. Apa care o avem pentru apa potabilă este extraordinar de bună. Apa o avem a noastră în două pompe, unde inițial ne-a trebuit 5,5 metri cub și ne-a ieșit în primă 13,8, iar cea de-a doua de rezervă de 6,2. Dar este tot captare proprie? A noastră proprie, da, a noastră, da. Foarte puțin și o apă de excepție. Deci noi am avut discuții cu cei de la INMH la București, ne-au venit pentru probe și a zis: domnule, vă bate joc, ați adus apă plată? Nu, este apă, o sursă de apă foarte bună, de pe așa se cheam, pe linia Mircești. E o apă sub zăcământul mare de argilă.
Da, o apă excepțională. Repet, stația este cu 600 de metri, avem stația de gospodărire unde avem acumulare de apă. Acolo avem stația, avem stația de nitrare și stația de clorinare, care alea stau în stand-by în momentul când e nevoie. Deci aproape apa nu are nevoie de niciun fel de tratament. Așa este apa în parametri. În aceste condiții, pe surse, care se vorbește la nivelul județului, de compania Apaser, care livrează... Nu, noi avem societate. Dar vreau să vă întreb prețul la apă, care este? Acolo știți ce discuții, Nadia, că faceți parte din Nadia? De asta nu ne-am... Nu că nu ne-am... N-am cerut să venim cât un operator. Noi am... Pe client, deci noi avem în jur 3,2, atât ne ajunge apa. Apa ajunse la robinetul cetățean. Față de Apaser, nu vreau să spun, nu știu. Nu, nu. Nu am făcut 70 și 8 și 9, cam așa era pe metru. Da. Dar aici prețul ăsta 3, înseamnă așa. Mai apa sau și canalizare? Apa și canal. Apa și canal. Apa și canal 3 lei. Păi, dar ne mutăm la secvent. Mutați-vă la secvent, avem, dar doar de asta se mută lumea la secvent, că avem utilități. Și dacă o să dea Dumnezeu la toamnă, probabil, și nu probabil, și sigur, o să avem și gazul metan. Da. Pentru gazul metan stăm pe perna de gaz metan. Deci noi, efectiv, comuna Secuieni e așezată așa undeva pe acest bazin mare de... Da. Vă propun să ne conduceți la alt obiectiv. Acum, la captarea de apă. Categoric. Fost managerul de proiect, eu m-am ocupat de proiecte până în 2014 și de acest proiect este un proiect făcut pentru comuna Secuieni și comuna Moldoveni. Deci stația de epurare este de 540 de metri cub, ca să poată să preia și comuna Moldoveni, cu Moldoveni și Hociunci. Cum de ați reușit, pe mine asta e mare admirare, cum de ați reușit un preț de cost, cum să spun, mi se pare extraordinar de mic, apă noi... și canal 3 și... Da, păi dacă noi n-am depins de nimeni, numai de noi. Deci nu depindem de apă, apa este tot de la Secuieni, stația este a noastră, deci nu poate să fie un preț prea mare. Apa se extrage din pânza freatică? Da, din pânza freatică. Au fost puțuri furate în anul 1984 și cine ne-a făcut forajul știa că a participat în 84, că este apă foarte bună și multă, ca să facă față la toată comuna. Și avem o apă de 5 metri cub pe secundă, care acoperă toată comuna. Ne aflăm la stația de captare cu cele două module, cele două pompe. Pompa principală, care v-am spus și mai devreme, cu 13,8 metri cubi. Foarte bine, cu cantitate și o capacitate foarte bună de apă și constantă. Și modulul de rezervă cu 4,9, în jur de 5. Deocamdată mergem pe prima, așa, ne dă o apă extraordinar de bună, este împrejmuită, am consolidat peretele cu gabionul mare, cu scurgeri, protecții, cu zonă de drenaj. Suntem extraordinar de mulțumiți de investiția făcută și locația și n-am cuvinte să mulțumesc cei de la... Bine, este în proiectul mare prinsă și stația de... Da, asta e în jur de, în banii vechi, în jur de 30 de miliarde. Cum de apa... Este așa de bună calitate, da. Luând legătura cu cei de la Apele Române și cu un mare specialist care se cheamă inginerul Fulger de la Piatra Neamț, el în anii 84 a forat în zonă, chiar unde se află Puțu 1, a forat undeva și el a venit și a zis, nume, forați aici, găsiți apă extraordinar de bună, că el a luat pentru stațiunea de cercetări agricole. Are coloană trecută peste deal pentru apa de la stațiune. Și a zis, dom'le, aici forați când găsiți apă. Și aici așa a fost. Am găsit apă. Mai mult de atât, la primele probe în anii 80, nitrați, nitriți au fost în cantitate mai mare. De ce? Pentru că în pânza care vine pe pârâul Sârbilor, de la depozitul mare de la Cuciulaț, unde e stația de procesare a porumbului și celelalte, știu, culturi, pentru boabe, uscare și ce mai avea acolo, calibrare, acolo aveau depozitul din îngrășăminte. Și prin manipulare, scurgele de acolo intrau în pânza freatică și veneau în zonă. Și în momentul când am eliminat cauza, deci nu s-a mai făcut depozitul acolo, apa a revenit la normal și cu parametri foarte, foarte, foarte buni. Repet încă o dată, spuneți încă m-ați uluit cu prețul. Prețul. 3,2 lei pe metru cub de canal. Apă. Apă canal. Canal. Apă canal. Pentru că apa intră 100%
contorizare, iar refularea este 75%, știți că asta este procentul. Da. Spuneți cum ai asigurat clorinarea? Avem, mergem la stație și o să vedeți acolo pe viu. Ne aflăm în cronologia obiectivelor la punctul cel mai înalt al satului Secuieni, unde avem stația de gospodărire a apei. Stația de gospodărire este formată din acest modul, deci din rezervorul de 600 de metri cubi, stația de clorinare, stația pompii, stația de nitrare, cu un bazin de protecție și de pompieri. Vedeți și gurile de vizitare aici. Aici sunt cele mai puternice pentru alimentare cu apă în caz de incendiu. Avem tot tronsonul picheți și avem guri de alimentare, dar astea sunt cele speciale pentru în caz că pompele de jos de la captare nu funcționează aici pe rezervă de apă. Astea sunt prinse de la partea de jos, partea de radier, partea de jos a bazinului mare de 600 de metri cubi. Este o investiție foarte frumoasă și funcțională. Din punctul nostru de vedere, că am trecut, este a doua iarnă, când nu am întâmpinat greutăți privind înghețul la sol sau alte evenimente de astea nedorite. Deci stația funcționează, repet, la parametri maxim. Domnul Maric, spuneți-mi care este relația noastră cu cei de la moldoveni. Cum achită ei apa către primăria? Nu, v-am spus moldovenii, nu. Moldovenii să vin cu canalizarea la noi, la nivel de master plan, la nivel de neamț. Apa o au ei asigurată undeva, au forat și ei cu... Au adus-o, dar nu pot funcționa. Deci nu pot funcționa separat. Dacă nu au canalizare, nu le dă drum, nu îi autorizează la apă. Deci asta este problema. Ei au și... bine, în momentul când ajung pe servicii, noi avem un apomet sau o clapetă undeva, unde se înregistrează numărul, cantitatea metri cubi, și atunci aia se răsfrânge spre plata lor în amont de față de canalizare care avem noi inițială. Deci am venit la un alt obiectiv, care este școala generală, școala de centru, școala gimnazială clasele 1-8, care a fost consolidată printr-un proiect în MEC, Ministerul deci Educației și Cercetării, acum 2 ani. Consolidare după o expertizare, școala fiind făcută în anii 72, deci fără structură, fără pe acele proiecte rurale, da, pe 2 ani de zile. Neavând structură, să zicem, beton armat. Proiectul a fost de 14 miliarde, eu vorbesc tot în bani vechi, deci așa, într-un an jumătate l-am finalizat. Ideea a fost repercusiunii care le-am avut cu mutatul la toți copiii în celelalte școli, spre exemplu școala tot mare ca și asta, la Budnărești. Ți-am avut de închiriat, am cheltuit în jur tot de 1.200.000 doar cu transportul. A fost greu, dar am rezolvat-o și am finalizat-o. Și ca atare o să intrăm și să vedeți cum arată școala și în interior. Acum școala, spuneți-mi, dacă suntem la capitolul școli, ați fost nevoiți să comasați școlile în... Am comasat în perioada de 8 ani când sunt primar, două școli, școala Giulești și școala Secuienii Noi. Dar acum pe cele două școli și școala Baștea, școala primară, în jur de 430 de elevi. Cu ce transportați copii? Am două microbuze, am un microbuz în 2008 adus în primă fază, în primul mandat, și în toamnă, pe 9 septembrie, mi-am mai dat încă un microbuz. Deci am posibilitate pe propriile mijloace de transport, cu șoferi foarte bine instruiți, să aduc copiii în siguranță la școli. Înainte să aducea copiii cu căruța, vă spun. La satul Prăjești, care de aici până la Prăjești are 18 km, era în chin. Dar, repet, am rezolvat problema. Să intrăm în școală. Deci am intrat în incinta școlii și cred că se observă că este proaspăt... S-a răbunat domnișoara director. Este proaspăt finalizat, sunt proaspăt finalizate lucrările de investiții. Repet, sunt mulțumit de... și am fost mulțumit de constructorul. Nu știu dacă e cazul să-i dăm numele. Da, Conestu Iași, a lucrat o firmă serioasă care, într-adevăr, s-a ținut și a făcut ceea ce respecta proiectul. Care a fost dificultatea tehnică a acestui proiect de consolidare? A trebuit evacuat tot. Deci am evacuat copii, mobilier, tot, pentru că am schimbat. Uși, geamuri, tot, s-a schimbat tot. Structura s-a păsat pe aceeași configurație, s-a injectat, deci s-a umblat la structura de rezistență pe interiorul exterior peste tot. Deci s-a dus până sub temelii și s-a făcut consolidarea. Aceste lamele care se văd pe aceste proeminențe, toate sunt lamele de fer beton prinse în structură.
pe interior, pe exterior. La primul nivel s-a făcut legarea cu cupoane și s-a ridicat până la nivel. Plus acoperiș, plus tablă, plus tot ce a însemnat proiectul. Mă numesc Chiriac Liliana și sunt directorul școlii gimnaziale Comuna Secuieni. După cum ați văzut dumneavoastră, eu consider că școala noastră arată foarte bine, iar asta datorită și sprijinului comunității locale și în special la sprijinul domnului primar Ivan Gea Vasile. Suntem un colectiv de cadre didactice unit, copii mai puțin, ca să zicem așa, dar încercăm să facem față. Ne pregătim astăzi, în mod special, pot să zic, de simularea evaluărilor naționale pentru clasă, pentru elevii de clasa 8-a, care se va desfășura pe 22 și 23 februarie. La școala gimnazială Comuna Secuieni avem înscriși un număr de 26 de elevi de clasa 8-a, conform metodologiei de organizare a acestor evaluări naționale. Considerăm că am pus totul la punct și suntem pregătiți pentru ca acești elevi să-și desfășoare în bune condiții această activitate de simulare. S-a asigurat transportul elevilor pentru elevii de la școala coordonatoare, școala gimnazială Butnărești. Programul nostru de lucru a fost stabilit în cadrul Consiliului de Administrație cu specificația că în acele zile vom învăța după amiază și, așa cum am prezis anterior, transportul elevilor este asigurat ca toate aceste activități să se desfășoare în bune condiții. O problemă pe care am întâlnit-o în localitățile celelalte este naveta cadrelor didactice. Primăria Secuieni asigură plata navetei cadrelor didactice? Este prins în bugetul anual. Cred că aici și lună de lună, cred că... Cam cât asigurați din bugetul local? Toată suma care este. Câte cadre didactice aveți și ce sumă? În jur de 36-37 de cadre avem. Da, asigurăm ce toată suma. Tot ce înseamnă navetă, toată suma. În jur de 2000 și chiar exact, dacă îmi permiteți să mă uit, 2003, persoană, da. Abonamentul este de 160 de lei lunar, iar suma se ridică la 2200-2300 de lei, în funcție și de activitatea pe care cadrele didactice și-o desfășoară, că pe perioada vacanței, bineînțeles, iar dacă... N-a fost nevoie de proces? Nu. Așa cum am menționat, avem o colaborare foarte bună cu Consiliul Local, iar naveta cadrelor didactice este decontată în totalitate. A fost prinsă modernizarea privind încălzirea și grupurile sanitare. Deci tot avem și la parter și la etaj clădiri anexe pentru centrale, o să le vizităm, centrale și grupurile sanitare. Astea au fost pe bază de lemn, asta a fost cofinanțarea de la nivelul primăriei de 2,5 miliarde. Așa, și în condițiile în care veți aduce la anul dat metan, rămâne centrala pe lemne? Sau... Nu, centralele sunt mixte, deci pot intra cu injectoare anul viitor de gaz metan la orice minut, la orice oră. Valoarea investiției la centrală? Este puțină. Valoarea investiției care va fi pentru gaz metan. În jur de un miliard în banii vechi, atât. Dar dacă vrem să facem un pas, putem să vedem... Găsim la centrala termică a școlii, care a fost prinsă, v-am spus, în cofinanțare în proiectul de consolidare și refuncționalizare, cu două cazane de 65, cu specialist în centrale autorizat. Ne trebuia neapărat, pentru că sunt centrale în aceeași încăpere și era obligatoriu autorizarea lui. Putem face un pas să vedem și cum arată în interior. Domnul Grigoraș, cum era altă dată la Secuieni și cum e acum? Doamne, ca la cer la pământ. Cel mai bun primar, nu că e sal cu mine. Eu sunt din Secuieni din Bașta. Dar ce a făcut omul ăsta, nu a făcut să și primar. Eu sunt om care cunosc. La Bașta era niște râpi acolo, și la Bașta, cu schi oraș. Deci omul simțește locul, nu? Da, da. Un mandat în plus mai vreți? Sau v-ați săturat de el? Nu, până la viață. Cât a trăit și eu la fel. La viață cuvântul meu, foarte bun. Când vorbește alții străini, omul s-a abiat pe Crăciun, nu l-am văzut. Eu vă spun, aveți cuvântul meu, că sunt un om care m-a întâlnit cu ingineri și aveți cuvântul că i-am pus două cuvinte. Eu sunt pregătit, am 7 clase, dar am putut multe cărți. Și omul ăsta până la viață să facă, să fie sănătos. Deci a schimbat fața comunei, spuneți. Complet. Aici am făcut o bucată de școală, la sfat acolo și era, din orosirii, o băgat apă,
Dom'le, ce mai vrei de atâta? Vă spun, câți primari au fost, nu au făcut. Nu au făcut numai așa. Și asta la... Uite la Prăjești. La Unșești, partea și aici, un sat. Au făcut la Giulești, acolo asfaltat. Ce mai vrei, doamne? Ne aflăm la dispensarul uman. O clădire tot la fel de pe timpul anilor 80, pe timpul așa. Care a fost tot acum, cred că 2 ani jumătate, a fost intrat într-un, zic eu așa, un proces de renovare. Are termosistem pus, se vede peste tot. Acoperișul a fost schimbat în întregime, inclusiv în interior, uși, geamuri și mai e ceva de făcut. Nu aș vrea să-l laud, dar să știți că a venit... Într-adevăr, cum spuneați mai înainte, omul potrivit la loc potrivit. Domnișoara doctor care a venit de pe o fundație de la Iași, cunoscător, într-adevăr, un medic generalist, dar specialist, dar chiar specialist. Și s-a stabilit, are la etaj, este corpul de domiciliu. Și clădirea dispensarului aparține comunității sau este dată în locație? Nu. Este încomodat. Incomodat. Da. Dar clădirea este absolut, da. O taxă, da. Dar noi este o redevență, dar modică, pentru că este omul care asigură efectiv pulsul sau să zicem la nivel absolut. Da. Bine. Sâmbata mai familia, cred că este, adică este sigur la Iași, dar odată la 2 săptămâni, așa într-un weekend face, dar asigură cei de la Moldoveni, pentru că s-a făcut centru de permanență la Moldoveni și domnișoara este prins în acest program. Doamna Vancea, sunteți mulțumită de modul cum arată acum localitatea? Da, sunt foarte mulțumită. Vă aflați aici la dispensar. Cum arăta această clădire a dispensarului? Arăta. Cum să vă explic? Nu am cum să vă explic cum arăta. Nu arăta bine. Acum arată foarte bine. Sunt foarte mulțumită, da. Domnișoara doctor, spuneți-ne, am înțeles că dumneavoastră sunteți din Iași. Cum da? V-a trasața la Secuieni? Așa s-a întâmplat. Pur și simplu cunoșteam pe soția fostului doctor. Eram și ea din Iași și ei au vrut să plece, au predat, am primit. Și dumneavoastră sunteți decisă să rămâneți la Secuieni? Deocamdată lucrez în Secuieni, domiciliul încă este în Iași. Să fac naveta. Faceți naveta, dar săptămânal am zis. Da, nu este o... Spuneți-ne, vă rog, cum ați găsit dispensarul și cum arată el acum cu ajutorul autorității publice locale? Da, dispensarul nu era renovat din 1983, de când a fost construit. El a fost reabilitat în exterior în anul 2011, în noiembrie. S-a făcut fațada, s-a schimbat acoperișul, s-au schimbat o parte din tâmplărie și arată dispensar, arată bine. Câți pacienți aveți? Am 1410 pacienți, mă scuzați. Cardul de sănătate va merge? Ați avut probleme săptămâna trecută. Programul... Azi merge? Nu merge. Nici azi nu merge? Nu, în general, nu, în general el funcționează, dar există și perioade, uneori zile întregi, în care merge foarte greu sau deloc. Întâmpinăm probleme, dar putem lucra offline și na, mai așteptăm pacienții, mai așteptăm și noi. Vă asociați inițiativei Asociației Medicilor de Familie care dorește să dea Ministerul în judecată pentru modul în care merge cardul de sănătate? Na, eu nu sunt mulțumită nu de funcționarea cardului, dar nici nu sunt un om care să, înainte de a încerca alte posibilități, să acționăm în judecată. Dacă asta este ultimul soluție, da, cred că trebuie. Atâta timp cât pun în pericol activitatea noastră, pentru că nu este ușor să stai să-ți bați capul cu activități extramedicale, în loc să oferi timpul pacientului, îl oferi computerului. Câți pacienți aveți în listă? 1410, cam așa, dintre care 1100 sunt asigurați. Am venit la centru, cum ziceam, am venit pe teritoriul nostru.
Ne aflăm în fața acestui obiectiv care a fost prins în același proiect mare cu fonduri europene. Une activitate este școală după școală, cu formula asta, cu after school. Ce se întâmplă? Toate obiectivele astea au fost pentru punctaj, dar nu au un statut a lui consolidat, sigur, măcar cu statut de grădiniță sau ceva. Deci noi am făcut demersurile, școala a fost cât se poate de acord și a fost receptivă la propunerea noastră să-mi dea număr de cadre prin rotații, care nu o să fac un voluntariat, pentru că tot pentru acești copii cu probleme, cel mai necăjit, cel care nu are condiții acasă de învățat, și pentru a vedea ceea ce e interior, vă rog și vă poftesc în incinta. Da. Să vedeți, aici sunt sălile de studiu, aici e sala profesorului, a cadrul didactic, dincoace de sala profesorilor, unde sunt efectiv acești copii, dar sunt dotat cu tot ce trebuie. Vedeți, să derulăm un pic ca să fie și lumina naturală. Luni dimineață, deci duminică după amiază se face foc, luni dimineață avem condițiile care le-ați văzut și în cadrul școlii. Ați vorbit regim de after school. Aici copiii primesc o masă? Și o masă, da. Am făcut demersul de anul trecut cu firmă de catering care vine și asigură o masă. Am considerat noi că e bine să facem, nu cum e cornul și laptele dincolo, e ceva mai consistent, cu o bucățică de cărniță, cu o bucățică de pește, cu o bucățică de brânză, oricum altceva decât ceea ce este laptele și cornul. Primăria am prins în buget, categoric. Deci, noi facem, da, este buget prins special pentru așa ceva. Câți copii aveți? 18. 18 rotații, 18 copii. Ies din ei 2-3 care, vin într-un echilibru familial și revin alții 2-3, dar media care avem noi, avem de 18 copii. De când participă la acest proiect, s-au regresat din punct de vedere al... Categoric. Da, asta a fost probabil motivarea, ați văzut și cuvântul domnișoarei director, același lucru. Deci, colaborarea între noi este una cât se poate de bună, să nu spunem. Perfecțiune nu există, dar este o colaborare foarte bună între noi. Și am înțeles și au fost motivați și cadrele, am găsit înțelegere și cadrele, pentru că nu sunt plătite, v-am spus eu, un program de ca și domnișoara doctor, am un punct de lucru la Bașta, dispensar la Bașta, face o zi pe săptămână lunea, face un voluntariat. Dar voluntariatul este motivat. Am achiziționat în toamnă, am sensibilizat la guvern și am luat al doilea microbus școlar, pentru că în componența comunei, fiind cele 9 sate, distanța este foarte mare, făceam în jur de 200 de kilometri cu acest BBK. Și atunci am simplificat, am mers două curse și am avantajat și trezitul și adusul copiilor la școală. Îl trezeam la 6 și un sert, acum dacă au simplificat, vin după 7, 7 și 10, 7 și un sert. Deci una e o oră aproape, copilul mai doarme. Da, între timp am făcut demersul și am scos și am licitat și am luat acest buldoi excavator care, dacă facem o poziționare mai, este un JKB de o firmă care e una din cele mai performante firme, da, de producție, cu tot ce înseamnă utilități, cupă de șanț, cupă de săpat, cupă de... Nu. Am avut banii de la buget local. Bani din buget local, 4.468.000. Asta este cel tractor mai vechi. Un pic de buget. Sunteți o localitate considerată medie? Medie. Așa, medie. Cum este bugetul anul acesta? Eu sunt mulțumit de el. Chestiunea este alta. Cum știi să-l împărțești, este o expresie, să-l chivernisești și să-l așezi, să dai... Ce valoare are bugetul? 42 de miliarde în banii vechi. 42 miliarde la o populație, câte localități? 9 sate cu populație 3.837 de locuitori. În zonă avem câte unități cu mulți angajați. Nu are rost să-i numesc, iar acesta am impozitul pe venit. Deci impozitul pe venit îmi vine la primărie și în jur de 10-12 miliarde am avut și anul trecut, în jur 9 miliarde jumătate, 10. Grad de încasare a taxelor și impozitul? Da, merg la 92-93%. Am câteva excepții care sunt și care a fost datornic, așa rămâne. Că am făcut o executare silită, cu dus prin bănci, până am mai avut un cont. Sunt necăjeți care nu ai ce să iei. Dar
Amenzele alea nu sunt impozitul pe clădiri sau sunt din amenzi. Amenzi, rutieri, deci în sensul ăsta. Și aia sunt foarte greu. L-a prins băut la colțul gale, dar 2 milioane, de unde se aducă la banul? Hai, nu vine să angajeze o muncă efectivă în folos comunității, ca să spun, domnule, mi-a chit aia prin această lege 416. Avem în jur de 40, de 28, 30, 32, 35. Oscilează aici în funcție de... Ăstora le-a plătit și asigurări de sănătate? Deci prin categorie, prin natural, la categoric. Este, el e venit ca și un angajat. Inclusiv am cei asistenți sociali și asistenții la persoanele cu handicap. Am 11 cu probleme la nivel de sat. Am ajuns la obiectivul bază sportivă, model tip 2, multifuncțională. Asta este proiectul, l-am derulat în anii 2000, chiar după ce am intrat în primul mandat, 2008-2009, pe ordonanța 7, cu valoare de 6,4 miliarde. Are nocturnă, are tot ce trebuie și dacă o priviți, este folosită intensiv, să nu spun altfel. Foarte mulți tineri vin nou, decât să stea la cărci, mă vin aici și joacă un tenis, vedeți, joacă un fotbal, un mini-fotbal și așa mai departe. Deci vin să se recrează în timpul zilelor de sărbătoare, la sfârșitul săptămânii, aici sunt. Mă numesc Mihai Dorin, sunt viceprimarul Comunei Secuieni, județul Neamț. Am venit la primăria Secuieni pe funcția de viceprimar la începutul mandatului care este în desfășurare, în anul 2012. Pe listele care formațiuni? Am candidat pe listele UNPR, un partid care la vremea respectivă, în 2012, avea o anvergură. Acum se pare că e o activitate un pic mai scăzută, ca să zic așa. Ce aș putea să vă spun despre Comuna Secuieni? Ne ocupăm în continuare de buna organizare a tot ce înseamnă școala generală, cămilele culturale, toate spațiile verzi din comună și tot ceea ce ține de activitatea de gospodărire a comunei. Domnul, vedem aici o stivă de lemne. La ce vă folosește asta? Pentru centralele? Lemnele le folosim la funcționarea centralelor pe lemne, centrale pe lemne care deservesc primăria, after school, căminul cultural și biblioteca comunală. Și școala are separat școala, lemne? Școala are lemnele separat, sunt tăiate, sunt în magazie. Școala este prevăzută cu două centrale termice, care funcționează la capacitate și asigură un ambient corespunzător desfășurării procesului de învățământ. Ce alte atribuții aveți delegate de primar? Tot ce înseamnă gospodărire în comună este în portofoliul la viceprimar. Asta înseamnă drumuri, înseamnă gospodărirea spațiilor care sunt, clădirile care sunt ale primăriei, clădirea primăriei, școli, grădinițe, cămine culturale, tot ceea ce ține în școli, drumuri, plus alte activități care le desfășurăm, activități de mediu și altele. Mai candidat un mandat alături de primarul Ivancea? Da, pentru mandatul care urmează să înceapă după alegerile din iunie, noi vom merge în echipă, vom încerca să continuăm ceea ce am început în Comuna Secuieni și plus celelalte proiecte care le avem, sunt așezate pe hârtie, la o parte din ele deja am început să lucrăm la studii de fezabilitate și tot ce mai trebuie pentru a le aduce în stadiul în care putem să cerem finanțarea lor. Ne aflăm în biblioteca comunală. Recent, să zic că modernizată, era un spațiu insalubru, să spunem, aproape insalubru. A fost o școală veche, cu crăpături, cu jumătate făcute în anii, știu eu, 30-40, și ne-am gândit, aveau alte intrare, ne-am gândit să facem separat, lipită de căminul cultural, lipit de, unde avem și în celălalt spațiu pe diafragmă, avem arhiva făcută iarăși la fel, era într-un spațiu insalubru și am pus-o la punct. Am chemat arhivier cu nomenclator și ne-a făcut totul la zi. Doamna Mariana Țiganielu este bibliotecara comunii,
mândru de activitate și de capacitate soția părintelui țiganilor Nicolae de la biserica, am spus, care este monument intrat în circuitul național, făcută la 1762, nu? Dispunem de un număr de volume la ora actuală, 9001 volume. Suntem încadrați în programul Biblionet, dotare cu 4 calculatoare, cu scanner, cu imprimantă, cu videoproiector, care se vede. Modernizarea spațiului, mobilierul nou este în jur de 150 de milioane și ne bucurăm de sprijinul acordat de administrația locală pentru bibliotecă, Biblioteca Comunală Secuieni, ea urmând să devină un loc de cultură și de informare gratuită datorită conectării la internet și programul Biblionet. Ca număr de cititori cât aveți? Numărul de cititori la ora actuală este 402 cititori. Mulți, puțin? Momentan, noi credem că o să mai crească numărul lor, din cauza că înainte spațiul nu era modernizat, condițiile care s-au creat la ora actuală, noi suntem disponibili să creștem numărul de cititori. Cu achiziția de carte, cum stați? Stăm foarte bine, domnul primar ne-a ajutat mereu. Da, în fiecare an am achiziții de carte, și prin carte nouă, dar și prin donații de la diverse persoane, inclusiv Biblioteca Județeană G.T. Chirilianu Neamț. Am ajuns și spre final, la ultimul obiectiv, Biserica în lucru, Biserica Ortodoxă Înălțarea Domnului. Proiectul început în anii 2006-2007, lăsat puțin în paragină de 2-3 ani, prin Biserica partea umană era altă, sunt dezinteres. Să nu o lovim mai tare în tablă, cel care vrea să se ocupe de ea. Un obiectiv care, știu, aici este un an jumătate, doi. Nu, 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 parohia Părinții Țiganile, la biserica cu care am discutat, cea monument istoric, da, cea de la centru Secuieni. Nu, asta este, a fost părintele Cătălin Crețu, a mai fost un alt preot mai înainte, în sfârșit, acum este preotul Segneanu, dar un tânăr cu un alt aplomb sau cu alte dorințe, să zicem, un băiat tânăr, da, un preot tânăr, vrea să afirme și vrea să ocupă personal, chiar l-am văzut cu ochi simplu, pentru că mă spuneți în interior, sunteți mare, majoritatea pe materialul, pregătit pentru începerea rece, începerea lucrărilor în primăvară. Lucrarea este mare. Lucrarea a fost gândită și concepută în anii de gloria plecărilor în străinătate, în sensul că vor veni cu bani și Secuieni noi se va extinde fiind în traficul drumului european drumul european 85, în sensul ăsta. Spre surprinderea noastră, partea, să zicem, negativă a lucrurilor, s-a cam stagnat venirea banilor din Italia, din Spania și așa mai departe, din exterior, și implicit banii, să vedem, fondurile pentru biserică s-au diminuat. Acum un an și am, din bugetul local, am dat chiar o sumă, zicem, destul de frumos, 1.200.000, care am reînceput lucrările. La Consiliul Județean, prin sensibilizarea domnului președinte și a celor implicați în... Ne-a mai dat 3 miliarde anul trecut. Deci, oricum, e un bănuț ca să continuăm... Și tot mai trebuie. Mai trebuie să vă 4 miliarde jumătate. Cam asta ar fi suma? Foarte puțin. Foarte puțin. Nu. Este un om care, nu știu dacă este... Dar este sătean sau om al satului, să zicem, să are locuri sau undeva în zonă, care mi-a pus la dispoziție pentru un contract de sponsorizare. Pentru ridicarea turnului, spre exemplu, ce am lucrat în ultimul etapă, fiind societatea Dalenița. Da. Consistentă, valoarea a fost suficient de consistentă, dar omul în anul noapte vrea să facă ceva, pentru că aici va veni și el să asiste la, să odihnească și asiste la o slujbă. Domnule, ce înseamnă ridicarea unei biserici pentru o comunitate locală care are totuși atâtea nevoi? De regulă, mai ales într-una vreme, sunt suficient rezerve ale oamenilor față de partea aceasta. Ridicarea unei așezământ de cult pentru cetățenii din satul Secuieni Noi
Să prezint un lucru foarte important, în sensul că în localitate sunt cetățeni cu religie ortodoxă, iar tot în localitatea Secuienii Noi, la această oră, mai există o biserică cu activitate de undeva din Ucraina, o activitate pe care noi nu am cercetat-o, nu știm exact cu ce se ocupă. Iar prin, prin edificarea acestui lăcaș de cult, noi avem convingerea că reușim să determinăm creștinii ortodoxi din localitatea Secuieni să se întoarcă la biserica creștină, biserica unde au fost botezați, unde au fost cununați, și să spună și la copiilor că este bine ca să venim să ne închinăm la ceea ce este al religiei ortodoxe. Domnul primar, un cuvânt de încheiere. N-aș spune că e un procent mare din... Sunt cei care tranzitează zona și care, la prima vedere, cred că a doua oră nu mai vin. Adică, cu ce se ocupă acest preot care a fost caterisit de scos, dar trebuie să poate haina preoțească. Nu știu cât, da, clar viziune sau ce, și Dumnezeu cum se umblă. Dar sunt două lucruri foarte importante. Știți cum e? Când vii la o licitație sau cine mai bun câștigă, în momentul intră concurența. Dacă aici va fi și locașul va fi frumos, elegant și tot, toată lumea o să vină din zonă și chiar prin periferie aici. Un cuvânt de concluzie la periclul nostru. Două mandate de primar, să mai veniți. Făcut datoria? Eu zic că da, modestia mea zic că da, votul al treilea o să spună ce am făcut în cele două. Vă mulțumesc și mai poftiți.